facem bine, da, facem bine. Hai. Hai, Colin. Nu avem, nu avem trăini. Nu, 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 nu. Hai fete, hai fete, atent, atent, atent! Cu răbdare, hai! Am ajuns pe pista, să vezi că... defensivă la eu este al 5 la mijlocaș. Dar nu se toarce, nu se toarce, atât, atât așteptăm. Bravo, bravo, bravo. Atât, da, da. Vezi, 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 vezi. Lasă-o, 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 lasă-o. Lasă-o, lasă-o, lasă-o. Bravo, Edina, bravo, așa. Atât, atât. Bravo, bravo, bravo. Rămânem concentrate cu oameni, cu oameni. Tot timpul să aveți omul în vizor, hai! Atât, 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 lasă-le, lasă-le, lasă-le acolo, așa, hai! Așa, bravo! Regrupăm, ne regrupăm! Atenție,
mă, da? Așa, hai și vreau. Bravo! Bine la ajutor! Singură, singură! Noi! Noi! Un atacă, un atacă! Pe preluare! Jocul bravo! E mai la bine! Da, bravo, bravo, fete, bravo, bravo, așa! Atât, dragi. Atât, Sonia. Calm, hai, hai, du-ți! Bravo, Duci, bravo! Vai, Drașii, vai! Da, 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 pomeați! Hai, Soni, să primești! Bine, 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 stăm, bine, stăm, de apărare! Bravo! Sonia, se poate muta Ioana prin tine să schimbăm jocul? Arată-te! Tu vine amintii! Hai, Deni! Bravo! Ghibă de acolo, ghibă! Hai, laiu, 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 ușor! Cobori, laiule, cobori! Nico! Nico! Carmen! Adâncime, dacă atât, 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 atât. Să scap direct pe poartă. Ne adunăm așa pista, în caz de, dacă atacă stanciul la... Atât, 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 atât sau invers. Doar pe una din ele o să fie mingea, nu pot fi mingea la totodată. Mai în centru. Bă, laiule, intră mai în centru, intră mai în centru. Bravo, 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 bine, bine, hai! Respira, respira! Daniel! Mă dă-n aici! Lautul rămâne sus! Nu mai coborâm lautul! Ține-l acum, cât mai bine! Hai, Carmen! Hai, Carmen! Hai, Carmen! Bravo, Stanciu! Aici, aici, Mara! Du-te, du-te, rămâi cu ea! Mara! Hai, porc, orice din tine! Sus, sus, Sonia, sus, Sonia! Sus! Gata, gata! Gata, băi! Gata, nu te stabilizezi, gata! Bună ziua, domnilor și domnilor, de aici, de pe Iclod Arena, acolo unde se întâlnesc în derbiul etape 2 dintre formațiile care n-au cunoscut înfrângerea până în acest moment. E vorba de Universitatea Olimpia Cluj și Heniu Plundu Bârgăului, o campanie de transferuri extrem, extrem de reușită făcută de jucătoarele care sezonul trecut au terminat pe locul secund și au jucat finala Cupei României tot împotriva celor de la Universitate, cu o victorie obținută după prelungiri de către fetele lui Daniel Sima. În echipament roșu, Heniu Plundu Bârgăului, iată pe Andreea Laiu, încearcă să treacă acolo, însă e blocată.
multe jucătoare convocate la echipele naționale, 10 dintre ele de la Clujeni, fost lotul sub 19 ani. Aici este un offside. Mara Bâtea a fost cea care a trimis o pasă. Vă voi da citire și loturile celor două formații care se întâlnesc astăzi. Eniu Prunul Burgăului cu Margherita Panova în poartă, apoi Andreea Cordoneanu, Beata Ambruș, Mirabela Aristache, Ana Maria Stanciu, Madalina Boroș, Edvina Ciontoș, Nicoleta Deca, Claudia Kiper, Denisa Punzaiu și Andreea Laiu. De partea cealaltă, trupa pregătită de Daniel Sima, Constantin Olariu și Ianuș Tașnadil are pe Erin Șepi în poartă. Apoi Cristina Botojel, Riley West, Mihaela Ciolacu, Roxana Mirea, Rashida Bill, fără fault! Mara Bâtea, Sonia Bumbar, Ioana Bortan, Carmen Marcu și Ioana Bălăceanu. Rezerve în trupa lui Daniel Sima, portărița Ioana Grigoraș, apoi Mirela Pop Gania, Ioana Sima. Lovitura de colț bătută de și este gol reușit de Olimpia, care deschide scorul, iată, înainte de minutul 10. Reușesc fetele Daniel Sima să deschidă scorul în fața celor de la Heliu Prundu Burgăului. Așadar, gol reușit de formația gazdă. Lovitură de colț, un șut. Da, 1-0 pentru Olimpia Cluj, care începe din nou să construiască din propria jumătate de teren. O echipă extrem de experimentată, o dominație totală a celor de la Olimpia Cluj în campionatul național, acolo unde, iată, practic nu prea are adversar, se descurcă de minune. Erau trei formații cu maximum de puncte înaintea acestei etape. Ar putea rămâne doar două, în condițiile în care scorul se va păstra la fel. Iată aici o recuperare foarte rapidă a celor de la Heliu Prundu Burgăului în propria, la vreo 30 de metri de poarta celor de la Cluj. Se joacă pe această suprafață sintetică, însă o arenă foarte, foarte cochetă. Iată aici pe Cordoneanu, care iese din dispozitiv. Să vedem continuarea, o minge în diagonală, preluare bună pe care reușește să o facă acolo.
jucătoarele în cel de la Heniu, Hristache ieșise din dispozitiv și nu Corduneanu, cer scuze. Minge prinsă de portarița din Republica Moldova, a celor de la Heniu Pândul Burgăului. Margherita Panova. A început fotbalul al Galtiraspol, a jucat în perioada 2009-2016, a câștigat de 3 ori Cupa Moldovei, s-a transferat portărița la Astana, în Kazahstan, a fost vicecampionă națională, iar prima participare în Champions League a fost cu CS Noroc, cu care a jucat în grupele acestei competiții. Vă voi ține la... Vă mai spune despre jucătoarele celor de la Heniu, vă spuneam, o campanie extrem de bună, extrem de energice pe piața transferurilor în vară, atunci când nimeni nu dădea șanse echipei să se claseze pe locul 2 și chiar să joace finala de Cupa României, însă trupa lui Cătălin Svoboda a fost surpriza plăcută, ceea ce este și anul acesta o surpriză foarte, foarte plăcută în campionatul feminin românesc, care vedem și Peristache, se duce la colțul terenului să execute această lovitură de colț. Nicoleta Deca, jucătoare cu numărul 17, însă nu iese nimic după această fază fixă. O vedem pe Erin Shepi. Făcându-și rost de mingi. Din formația pregătită de Ucluj, numai puțin de 10 jucătoare au calificat România la categoria sub 19 ani în primul eșalon valoric. Sonia Bumba, Radina Borodi, Cristina Botojel, Noemi Vințe, Roxana Mirea, Ioana Bălăceanu, Daiana Oneț, Simona Sighiartău, Andreea Pânzariu și Florentina Iancu. Toate aceste perioade am fost alături de ele antrenoarea Mia Popganea, antrenoare la Cluj. Da, se joacă la centrul terenului, evident, mult mai relaxate jucătoarele din Cluj. După scorul de pe tabelă, evident, la 1-0 au timp și pot să facă lucruri, pot să creeze. Liniștit. Un joc de posesie celor de la Cluj. Rashida Bill, lateral pentru capitanul clujenilor, Ioana Bortan. Fază fixă la care Mihaela Ciolacu urcă să execute această lovitură de colț. Probabil va fi o minge pusă pe colțul lung, da, și se respinge de acolo, nu foarte departe, nevoită să facă mișcări în plus la această fază. Jucătoarea din Moldova venită și ea, Claudia Kiper, cea care
joacă acolo în bandă dreaptă. Unul la 0 în continuare, minutul 18 pe tabelă. Ceeași keeper, da, e fault în atac la această fază. Fault în atac pe care îl face... Carmen Marcu. Ne revedem golul. Extraordinară execuție. Prinde plasa laterală. 1-0 pentru Olimpia. Corduneanu, o minge lungă. Lungă, însă excelent. Se respinge din fața careului. Aici se lasă jocul să continue. Legea avantajului rezistă unui prim atac. Iată pe Marabutea întoarce în părerea sus, caută o coechipere demarcată în zonă liberă pentru Marcu. S-a vrut această minge și din nou Bortan în spate, Rashid Abil cu mingea la picior. Caută sprijin, vine mingea mult prea tare dată către Ciolacu. Nu avea cum să ajungă la acea minge. Laiu. Excelent, se opune Mortan. Ristache vine să arunce de la margine. Continuă atacul celor de la Henio, însă se repliază din nou. Excelent, un joc excelent defensiv făcut până în acest moment. N-au lăsat șanse celor de la Henius să se apropie de poarta lui Erin Shepi. A fost doar acea lovitură de colț, dar nimic mai mult. Un fault făcut la centrul terenului. Da, din păcate, cu pandemia nu mai e permis accesul spectatorilor în tribune. Lovitura liberă ce va fi executată tot de capitanul formației Ioan Andrada Bortan. Botojel, lateral. Iată, jocul începe de la portar. Bill. Într-un atacul, așa că la handball se duc clujencele de pe extremă pe cealaltă. Terenul și calitatea jucătorilor permite astfel de evoluție. Iată, e în careu, dar iese dintre buturi Margherita Panova și o oprește această pasă, ce s-a fi vrut a fi pentru Marabutea, care rămâne căzută pe gazon. Iată aici, dacă era un metru mai în față să fi reușit să facă preluare, am fi asistat probabil la golul 2. Dar în continuare probleme pentru Bâtea. Nu se resimte. Da, se ridică până la urmă luptătoare Mara Bâtea. Una din jucătorile cu foarte multă experiență la Universitatea Olimpia Cluj. Hai, Rashid!
Au mai început și alte partide în Superliga Feminină. U Alexandria întâlnește pe Galați, Baia Mare joacă cu Fair Play, Banat Girls întâlnește pe Târgoviște, Pillar Security joacă cu FCM Târgu Mureș, Politehnica a jucat cu Vașaș Odorhei. Vom încerca să aflăm și ce rezultate să vi le spunem. În clasament, spuneam, Heniu și Vașaș număr maxim de puncte până înainte acestei partide, la fel ca și Olimpia Cluj, însă clujeni. Minutul 24. Intrăm în momentul amintit, în minutul 25. În continuare 1-0. Se aud discuțiile antrenorilor cu jucătoarele. Da, am văzut câțiva spectatori. E o limită de maxim 100 de persoane ce pot fi prezente la asemenea competiții. Și iată Clujul cu jucătoarele în propria jumătate. Se face un pressing, dar iată, aproape să le iasă clujencilor acea ieșire. Pasă cu călcâiul al lui Laiu pentru Ristache. Ristache nevoită să întoarcă și iată pe Laiu, dar trece de o jucătoare, nu și de a doua. Așa, bă, Deca, bă! Coleta Deca o deposedează pe Butea, iată, lupte aprige la centrul terenului. Vedem aici și un fault, nu s-a dat nimic, de fapt. A fost o împingere, s-a lăsat legea avantajului, o împingere pe care... a făcut-o Stanciu. Corduneanu. Minge în cross, dar nimeni acolo, foarte departe de acea zonă a terenului Denisa Pânzariu, cea care joacă vârf central. Boroș și Ciontoș mijlocași la închidere, Deca și Kiper și Laiu sunt mijlocași din spatele lui Pânzariu la Heniu. Dar probleme pentru Andreea Laiu, iată, căzută pe gazon. Îi se cere brigăzii medicale să ajute și să o scoată în afara terenului de joc. Aici a fost ultimul fault, în momentul în care s-a întrerupt jocul. Da, momente mai puțin dorite acestea pe terenul de joc, cu accidentări. Sperăm că nu e nimic grav la Andreea Laiu. O scurtă ședință pe care o ține Cătălin Svoboda cu elevele sale, chemate la margine pentru a regla așa din mers ce ar trebui să facă. În ultima victorie a clujencelor, un 13-0 la Târgoviște, apoi înainte cu o etapă 1-4 Cluj l-au învins Galațul cu 10-0, 4-1 la Timișoara în fața celor de la Politehnica, 9-0 cu Târgu Mureș. Sunt rezultatele clujencelor. Iată, doar Poli a reușit să înscrie în poarta lui Erin Șepi în acest debut de sezon. E runda cu numărul 7, însă clujencele doar 4 meciuri jucate.
De partea cealaltă, Heniu Prundu Burgăului tot 4-1 câștigat la Timișoara. Mai are un 5-0 cu Baia Mare, 2-0 cu Piraș Security Arad, 4-0 la Alexandria, 6-0 cu Banat. Da, un fault făcut la centrul terenului. Ne apropiem de prima jumătate de ora acestei partide. 1-0 în continuare cu golul înscris încă din minutul 10. Da, e o schimbare deja la Heniu. A intrat jucătoarea cu numărul 11. E vorba de Alexandra Hornea, în locul Andrei Laiu. Faul făcut de Denisa Pânzariu și se dă drumul repede la minge. Repunerea mingii din colțul careului de 6 metri și iată și bistrițencele încearcă să iasă cu mingea la picior și reușesc acest lucru. Perioare prea lungă în această dată și mingea ajunge în brațele sau în posesia celuilalt portar. Iată cu soarele în ochi în această prima repriză Erin Șepi. Acum, da! Hornea face pressing, jucătoare cu profil ofensiv, Alexandra Hornea. Aici un duel tare, s-a auzit acest duel pe care Alexandra Hornea l-a avut. Foul făcut la centrul terenului și un prim avertisment văzut de una din jucătoarele celor de la Heniu. Se centrează din nou, dar mingea e ținută în joc de către Panova. Dar n-au mai apărut ocazii la cele două porți. Deocamdată s-a jucat posesie la centrul terenului mai mult. Dar nu că destul de tare Heniu, evident pentru clujence care n-au scris 23 de goluri în ultimele două etape. Sau mai au dat de o defensivă ceva mult mai bine organizată decât ce am întâlnit până acum. Bill, atacată de Hornea, minge lăsată către Erin Șepi. Foarte tacticizat deocamdată. Auzim și pe Cătălin Svoboda dând indicații până unde să atace, cât să facă pressing. Iată aici aproape să piardă. Dă drum acum! Bravo,
Bea, Bea, Bea! Bea! Te rog, fără să păstrăm cât de cât zona! Minge aruncată în lung de linie acolo. Pe locul 3 în clasamentul golgheterilor sezonul trecut a fost Boroș, în imagine, capitanul de echipă, jucătoare cu numărul 8, de la Heniu, cea care a făcut acea deposedare. Excelentă combinație, să vedem continuarea cu centrare. Hornea încearcă să trimite cu capul, reușește să lovească mingea, însă nu poate fi considerat o ocazie foarte mare, a fost blocat acolo, cum spun, execuție blocată de iar Clujul. Ies frumos fetele lui Daniel Sima cu mingea la picior. Cere și, nu primește ce-a luat cu mingea, se duce în cross, însă apărarea celor de la Henry foarte bine organizată la această fază, e deposedată. A fost deposedată acolo din toată Deca. Pe Boroș aici în imagine. Foarte multă libertate de mișcare pentru Boroș, capitanul de echipă a Clujului acum. Ați văzut-o pe Bortan. Trăm de curând în ultimele 10 minute. Vedem aici un șut, dar e, nu știu dacă nu a vrut să fie o centrare. Sonia Bumbar, fundașul central. Așteaptă această aruncare de la margine. Până la urmă, la momente de respiro pentru cele două formații. Lovitura liberă pe care Nicoleta Deca nu execută și așteaptă jucătoarele să urce în careu. Se bazează evident destul de mult pe aceste faze fixe. Edvina Ciontoș e pe respingere. Iată, se duce undeva și ea în fața careului. Minge lungă și aproape să scape Erin Șepi, mingea în poartă, incredibil. O centrare înaltă, dar vă spuneam, Șepi cu soarele în ochi, iată aici, aproape să o depășească această minge. Aristache aruncă de la margine. Scos ceva! Bună! Hai! Centrare, preluare și însă își pune mingea mult prea lung. Boroș pentru Hornea. Să ne continuarea. Încearcă să prindă cadrul porții. Se ciocnește acolo Șepi de Sonia Bumbar. Incredibilă neînțelegerea dintre cele două. Cu siguranță putea să-i strige Erin Șepi lui Bumbar să lase mingea să poată să prindă aici. Se ciocnește de și Botojel a fost acolo. De-aia se cere lui Hornea să intre în careu. Lovitură de colț care rămâne fără niciun fel de urmări pe tabela de marcaj cu minge respinsă. Se grăbesc, iată, prin curaj, fetele lui Svoboda. Bravo!
A dribling frumos, dar anticipat al doilea dribling și acum să vedem continuarea, se oprește. Vedem dacă va reuși să centreze, în care eu nu reușesc să ducă mingea până acolo. Se blochează undeva în partea stângă atacului și iată nevoit și voie să scoată mingea în spate. Cercat aici o pasă pe poziție viitoare. Marcu. Minge prinsă de către Panova. Minutul 39 al acestei prime reprize. În continuare 1-0, dar cu o formație din Bistrița mult mai arțăgoasă, mult mai dispusă să săriște mai mult. A pus deja în a pus probleme defensive celor de la Universitatea Olimpia. Se retrage Mumbar și respinge. Ristache aruncă de la margine, în spate doar, până la Boroș. Pasa acesteia ajunge cu șansă la Deca și iată, nu a fost intenționat această pasă la portar, niciun fel de problemă pentru Înșepi să prindă mingea. Fault. Faultată Bălăceanu la centrul terenului. Ornea aici greșește, Ristache pe luarea. Din nou Hornea, cred că au fost schimb de locuri cele două. Mult mai avansată Ristache la această fază, probabil că și da, dinamica acestei faze am făcut ca Ristache să fie extremă, iată tot ea aruncă de la margine. Da, trimite direct afară. Excelent, Panova. Aici mi s-a părut că a și căutat contactul cu Bălăceanu. N-a fost intenționată această ciocnire dată pe Panova. Atacă și Bălăceanu ușor imprudent. Boroș. Atacată serios acolo de către Mumbar. Ne îndreptăm spre minutele de final al acestei prime reprize. Hornea încearcă să combine cu Pânzariu. Minge câștigat acolo de către Boroș și Hornea. Și aici un fault făcut asupra Nicoletei Deca. Responsabilă cu fazele fixe, Stanciu. Un diagonală. Un șut din întoarcere, să vedem și execuția lui Hornea în blocaj și aici s-a accidentat destul de tare, cred că Bogojel. Vedem și pe Pânzariu. Bortan a venit imediat să vadă ce se întâmplă, l-am văzut pe arbitru cu un cartonaș galben în mână. Adrinsa Pânzariu a primit cartonașul galben.
La posibilitatea de contraatac pentru Olimpia Universitatea Cluj. Bălăceanu nu vine în continuare așa cum și-ar fi dorit și auzim fluierul arbitrului. E o jucătoare, cred, căzută, da, căzută la pământ. Da. O jucătoare a Clujului. Am avut parte de o schimbare deja datorată unei accidentări. Sperăm să nu fie vorba de ceva grav și această dată capitanul de echipă Bortan e cea căzută. Ciolacu a venit imediat lângă ea să vadă ce s-a întâmplat. A fost minge de arbitru cu posesie pentru Heniu. Erau în posesie în momentul întreruperii jocului. Stanciu, minge lungă, însă fără adresant. Suntem în ultimul minut de joc, să vedem câte se vor arăta, câte minute de prelungire se vor arăta de la margine. Marabâtea pasă în centru, Ciolacu nevoită să întoarcă. Și posesia rămâne a Clujului. Rashid Abil trece de Pânzariu și apoi continuarea e modestă pentru Bâtea. Boroș. A obținut maximum de la acea fază. Era încolțită. Pânzariu pierde imediat în fața americanului Rashid Abil. 2 minute de prelungire s-au arătat din partea centralului acestei partide. Încă 1 minut și jumătate rămas de disputat din această prima repriză. La 0 în continuare cu acel gol din minutul 10. Ocazii au mai fost la poarta și la poarta Clujului. Cu siguranță jucătorile își doresc pauza. Au fost accidentările și din acest motiv s-au dat cele 2 minute de prelungire și accidentarea Andrei Laiu. Scoate lateral, Bâtea, vine centrarea pe colțul lung și mingea ținută în teren, dar e acolo Corduneanu care încearcă să protejeze și reușește să obțină posesia. Andreea Corduneanu. Din nou lovitură liberă, probabil ultima fază acestei prime părți. Fază fixă, Ciolacu și Bortan sunt lângă minge. Așteaptă urcarea în atac a jucătorilor înalte. Schema n-a mai venit, s-a lăsat așteptată această schemă. Se încheie prima repriză, 1-0 pentru Olimpia Universitatea Cluj. Revenim cu repriza a doua de aici, de la iCloud.
lăsăm, Bobo, el începe. Domnul Ion. 24 și 3. Așa, și intră. 7-7. 3-4-10. Clau, vezi că sunt două schimbări. Din nou, în direct de pe Icloda Arena, acolo unde va începe în câteva momente, repriza secundă a meciului dintre Universitatea Olimpia Cluj și Heniu Prundu Burgăului. Iată două schimbări, intră numerele 80-77, vorba de Merlan și de Crețoiu, Ana Maria Crețoiu, iată, junioară de doar 17 ani, cu numărul 77. Vom încerca să ne dăm seama pe cine au înlocuit tehnicienii celor de la Heniu Prundu Burgăului. Vă spuneam, cred că au simțit așa miros de victorie, miros de lucruri mai mari ar putea să obțină în acest meci. Pe parcursul, probabil pe parcursul acestei reprize, vom vedea care au fost jucătoarele înlocuite. Iată aici pe Merlan și mutată foarte sus, o vedem pe Andreea Corduneanu. Aici minge ce lovește în față pe Botojel, cred a fost acolo. Da, s-a schimbat sistemul defensiv cu acela de la Heniu Prundu Burgăului, mutarea Andreea Corduneanu mai sus. Merlan face pressing, încearcă să nu dea timp de gândire jucătoarelor celor de la Cluj. Vedem pe Daniel Sima în imagine. Corduneanu aruncă de la margine. Caută cu echipieră de marcată. Mingea vine scurt. Boroș pentru Merlan. Un 2 reușit între cele două. Însă se repliază. Excelent. Riley, Victoria West. În apărare, dar mingea rămâne în această zonă. George Ruscău, Dănuț Dosan, Călin Zvoboda, Vasile Burleanu, Călin Albuț. Foarte, foarte lungă banca tehnică a celor de la Heniu Prundu Burgăului. George Ruscău, Alexandra Triș. Rămâne cu golul din minutul 10, reușit de Olimpia Cluj. Iată aici pe Erin Șepi, stăpânire de sine, un dribbling. Moment în care se declanșează pressingul Merlan, iată, o pune în dificultate. Și o vedem aici pe Bolăceanu, ieșind cu mingea la picior, traversează vreo 30 de metri. Bortan în lateral. Se aruncă de la margine. Nu știu dacă probabil Edvina Ciontoș n-a mai văzut-o pe teren în aceste momente. Sistem defensiv a celor de la Heniu. E acolo Edvina Ciontoș, îmi cer scuze, cu numărul 5. O vedem chiar în centrul imaginii. E și Nicoleta Deca. Cred că Pânzariu e jucătoarea înlocuită, una dintre ele. Bine, bine, mă,
Cordunelu, excelent, se descurcă în, în duelul pe care l-a avea cu Roxana Mirea. Cordunelu. Iată aici pe West, pentru, nu pentru Bălăceanu, pentru Mirea, care excelent împinge acolo suficient cât să-și facă rost de această minge, dar e posesie pentru Heniu. Caută sprijin de plan, însă preluarea e dezamăgitare. West. Se dă fault. Roxanelu. Nu se dă fault, se dă posesie pentru Heniu, care grăbește. Iată, să... Bălăceanu acuză o lovitură, nu se dă nimic și până la urmă Botojel, dreamling-ul lui Botojel. Bălăceanu s-a ridicat, s-a acuză acea contră. E un cartonaș galben acum pe care îl acordă arbitrul acestei întâlniri. Merlan, cred că e cea luat în colimator. Jucătoare cu numărul 80, ce a intrat la pauză. Bravo, hai Miții, hai Miții! Beat Ambruș, fundaș central. Nici pe Ristache n-am mai văzut-o. Boroș încearcă să, să treacă acolo, dar e îmbocată. De urmărire, la care Crițoiu nu mai poate ajunge. Da, li se cere, iată-l pe tehnicianul celor de la Heniu, încercând să mute liniile ceva mai aproape de poarta lui Șepi, să facă pressing, astfel încât plujencele să nu aibă timp de gândire, să fie în permanență puse sub presiune. Ce se întâmplă acest lucru imediat cu Andreea Cordunenu, face rost de minge, dar la fel de repede pierde posesia. Ciolacu se învârte bine. Minge în spate. Botojel. Dribling-uri frumoase și acum pasă. Excelentă, să vedem continuarea. Nu e la fel de inspirată, dar e corner. A obținut maximum la această fază. O vedem acolo pe Carmen Marcu. E cea care a insistat cu această minge. Vine Ciolacu să execute faza fixă. Pleacă după ea! Hai, luați oamenii! Schemă. Mingea țopăie în careu și până la urmă reușește Hornea. Nu. Să mute jocul, dar au fost trei schimbări făcute de Heniu. De la începutul partidei au pierdut-o foarte repede după ce au primit gol pe Andreea Laiu. Ieșit accidentat afară, înlocuită de Alexandra Hornea. Margine. Open.
Șepi. Potojel, rugă mingea la picior, pasă în centru și Ciolacu scoate la Rashida Bill. A încercat un exterior pe lung de linie. Mingea se întoarce în aceeași zonă de acțiune a jucătorei americanice. Vedem, aruncă de la margine, aruncă greșit și Hornea repune pentru Heniu, nu? O lasă pe Ristache, joacă și Ristache. Continuare, 1-0. Deci, la mijlocul terenului jucat aproape în permanență a fost acea execuție superbă, însă și acea lovitură liberă ce era să o surprindă pe Rinșepi, în rest nu prea au fost faze la poartă. Două echipe ce se cunosc destul de bine, mă spuneam și... Sezonul trecut au jucat inclusiv finala de Cupa României, au jucat până la final, Heniu. Am profitat de înfrângerea din ultima etapă a celor de la Pillar Security în fața Clujului și am învins pe Fortuna Becicheri cu Mic și am obținut locul 2 la finalul ediției trecute. La brigada de arbitri, brigada din Hunedoara, Raul Bădărău, ajutat de Claudiu Doarvaș și Cristi Bumb. Lovitură de colț, nu doar pe Călinț Vobă, dar foarte nervos. Aceeași Boroș. Execută. Grata aceasta pe colțul scurt, se respinge fără niciun fel de problemă decât Wells. Dar... Mingea rămâne în poziția celor de la Heniu. Edvin Antron totuși o lasă pe Cordoneanu să arunce. Ne apropiem de prima oră de joc. Rămân încă 30 de minute din această partidă. 30 de minute de speranță pentru Heniu în a obține măcar un punct aici, de ce nu mai multe au fost... mai active, începând cu minutul 25, atunci când și-au dat seama că pot obține mai mult de la această partidă. Am început temător, parcă. A fost penalizate foarte repede, acel gol din minutul... acel gol din minutul 10. Și acum, fază la poartă, șut, gol, reușit de Bălăceanu, extraordinară contră. Spuneam că Heniu are speranțe să obțină mai multe, însă vine acest contraatac școală cu golul reușit de Ioana Bălăceanu în minutul 58. Revedem faza, șut cu exteriorul piciorului stâng, se duce direct în vinclu, 2-0 pentru Olimpia.
Acum vor trebui să se întâmple așa jumătate de minune ca Helios să revină pe tabelă și să obțină ceva de la această partidă. Spuneam, au fost șanse și de ce nu putem asista la o întoarcere, la o remontadă. Dar e un fault pe care îl face Boros aici. Bortan ne uită să se întoarcă atacată. A fost acolo de Hornea. Din nou descoperit această zonă a apărării, celor de la Heniu, centrale în fața porții. N-are voie să greșească, scoate mingea de acolo. Da, e posesie pentru Cluj, însă putem asista la un al treilea gol. Da, bulevard mare după ce Cordoneanu a plecat în atac. Nu mai rămâne nimeni în spate, nu vine nimeni la dublaj. Pasa Edvinei Ciontoș, anticipată și din nou Clujul se retrage în apărare. Mingile pleacă de la Șepi, încet, încet, spre mijlocul terenului. Ciolacu a dat o minge în spate. Iată cât de... când în spate coboară. Doar 0 în continuare pentru Olimpia Cluj, gol marcat în minutul 10, respectiv 58. Aici Roxana Mirea e deposedată. Va fi doar repunere din colțul care de 6 metri. O mică ședință pe care Svoboda o are acolo cu Cordoneanu. Hai dreapta! Edvina, du-te stânga! Du-te mijlocar central! Da, s-a schimbat, l-am auzit puțin poziționarea jucătoarelor, încearcă să surprindă cumva defensiva Clujului. La prima schimbare la Cluj, în momentul în care intră cu numărul 14, dacă am văzut bine, Adina Borodă în locul Mariei Bâtea. Forțe proaspete pentru ofensivă, pe acea parte dreaptă unde a evoluat Mara Bâtea. Da, lovitura liberă pe care se pregătește să execute Boros. Madalina Boros, 21 de ani pentru Madalina Boros. Așteaptă așezarea cu echipelor poziții ofensive. Avem centrale de această dată mai bună, dar iată, aproape de autogol a fost West. Respinge de acolo, dar mingea se putea duce în vinclu. Aproape de un super autogol. Ne rămâne lovitură de colț pentru Heniu. Nicoleta Deca e cea care va executa această fază fixă.
mingea ajunge pe cealaltă parte. A fost atinsă, da, e o nouă lovitură de colț. A fost atinsă de Erin Shepi, cred. Dar probleme din nou medicale. O jucătoare a Clujului, Botojel, care acuza ceva, era căzută. Dar s-a ridicat, nu mai intervin doctorii, vine și centrarea. Da, excelentă ieșire dintre buturi a lui Erin Shepi, care o sperie mai mult. Codoianu, cred că a fost acolo. Și acum Clujul încearcă să iasă, dar joacă economicos Olimpia Universitatea Cluj. Nu forțează, dar pare să dețină în permanență controlul asupra jocului. Știe în permanență ce trebuie să facă. Nu forțează aproape deloc. Iată aici atacat foarte tare Carmen Marco. E cu centrarea blocată, o nouă lovitură de colț pentru Olimpia Universitatea Cluj. Zero, zero în continuare pentru formația clujeană, care în acest moment își continuă parcursul fără greșeală. În momentul în care se face o schimbare, cred că la clujence. Intră portarul Grigoraș și Carolina Țabur. Am văzut în imagine Shepi schimbată și să vedem a doua jucătoare înlocuită. Da, Bălăceanu cred că e cea care iese, în locul ei intră Carolina Țabur. A, votarea golului 2. A intrat Carolina Țabur. Carmen Marco, vedem în imagine, așteaptă aruncarea Virginie West. Da, e deposedată imediat Marcu, dar pentru moment minge de urmărire, iese foarte bine din Panova, dintre buturi și respinge. Aici am greșit la un moment dat Adina Bordi. Fault făcut de Merlan asupra Carmen Marcu. O vedem pe Ciolacu deposedată și apoi faultează Mihaela Ciolacu. Fault a făcut asupra Nicoletei Deca. O nouă schimbare.
momente în care se fac schimbări pentru finalul de meci, încă 21 de minute, va intra Sârbovan, înlocuită Nicoleta Decan cu Sârbovan. Carla Sârbovan, jucătoare experimentată și ea. Încercat să combine în fața carului de 16 metri jucătoarele de la Heniu, deposedate. No fault. No fault făcut de Heniu, nouă lovitură liberă pe care o primesc jucătoarele de la Olimpia Cluj. Minge în careu, greșește preluarea, incredibil, fost Borodi, Adina Borodi a ajuns în careu, greșește această preluare și tabela rămâne nemodificată după această execuție ratată. Bravo, bravo, Mirea. Bravo, hai, hai. Roxana Mirea din prima. Dar apoi continuarea, da, e faultată Roxana Mirea. Lovitura liberă, foarte, foarte periculoasă. Ciolacu și Bortan lângă minge. Discută cele două jucătoare, până la urmă Ciolacu pleacă. De acolo două jucătoare în zid. Schemă, ba o mână, ba două mâini ridicate de Bortan. Să vedem, da, s-au prins de schemă și apoi... devine prea de ușoară această minge aruncată în careu, în condițiile în care fetele de la Heni au știut că Ciolacu va pleca în spatele zidului pentru o combinație. Carmen, pe diagonal în fața ei, că nu o să dea niciodată minge lungă de 60 de metri. Prima minge a clujencilor și iată aproape de intercepție, dar Botojel a fost cea care a șutat în adversară. E mingea Ioanei Grigoraș, ce a intrat între timp în spate. Vedem golul lui Bălăceanu, cel șut cu stângul, cu exteriorul, aproape de șiret plin, a prins cu exteriorul minge, ce s-a dus direct în vincul, execuție pretențioasă, dar sunt de spectaculoasă. Minutul 73, încet, încet ne îndreptăm către finalul acestei partide. 2-0 pentru Olimpia în acest derby al campionatului. Deci un cartonaș galben în tabăra Clujului. Aceeași Boroș, lângă minge de fiecare dată. Sonia!
apărăm punctul de 11 metri. Da, se... Parcă se trage de teren, dar cu siguranță Heniu nu vrea așa ceva. Preluarea ratată aici și contra Clujului, cu Ciolacu, care face preluare bună, accelerează la această fază, dar totul se oprește aici. Se grăbesc? Nu, nu se mai grăbesc cu gencele. Și o nouă ocazie importantă. În Clujului, centrarea lui Bortan și reluare, încercare de reluare spectaculoasă din Foarfecă. Ies încet, încet, cu mingi din aproape în aproape, Heniu. Încercat un nou dribbling în fața Rașideș Bill, dar iată pe Edvina Ciontoș. Aruncă de la margine, aruncă lung, minge de urmărire acolo la bătaie. Dar e foarte greu de trecut Rashida Bill. Ristache, dribbling frumos, ține mingea aproape de picior și apoi reușește un exterior excelent în stânga. Continuarea și e o ocazie foarte mare. Andreea Cordoneanu trimite din prima. Da. Aici putea să fie, putea să aleagă altceva, într-adevăr, putea să aleagă o preluare și ar fi fost faultată de către West. West s-a dus la blocaj cu piciorul sus, dar n-a reușit să oprească pe Cordoneanu, care a greșit de puțin ținta. Spinge Botojel și până la urmă iată se declanșează contraatacul. Ciontoș excelent. Se poziționează la această fază și face rost de intercepție. Minge bună, dar preluarea o trădează pe Sârbovan. Grigoraș. Grigoraș cu stângul foarte exactă. Vedem aici pe Carmen Marcu. Ristache. Și acum, iată contraatacul în Ciolacu. Schimbă partea. Greșesc din nou preluări simple în clujencele, însă își permit la acest scor. De cealaltă parte nici Heniu nu duce mingi foarte aproape de careul advers. Am avut ultima ocazie, aceea
Andrei Corduneanu. Dar destul de puțin. Am avut, a fost ocazia lui Heniu prin prisma faptului că West era să-și dea autogol. Excelent, Corduneanu cu mingea la picior, dar găsește cea mai proastă decizie să trimită între două jucătoare ale Clujului care au știut. Acolo va veni mingea, putea să aleargă varianta din dreapta. Cristache cu mingea la picior. Corduneanu, dribling-uri frumoase. Și apoi, ultima pasă, cea care lipsește în acest moment în jocul echipei Heniu. Acolo se pierde în momentul în care vor să trimită spre jucătorul de atac. Iese Panova dintre buturi. Și acum e intervenția Margaritei Panova și încă o dată cu capul. E un fault în atac. Excelentă intervenție. Dar aici a fost fault. Carmen Marcu, pasă pentru Ciolacu. A reușit Ciolacu să dea drumul la minge. Și West. Atacată West de către Sârbovan. Nu e Sârbovan, ci Crețoiu. Cristache vine să arunce de la margine. Suntem în ultimele 8 minute și jumătate ale acestei confruntări. Boroș a încercat să o angajeze acolo pe Merlan. Grigoraș, lateral pentru Botojel, minge lungă, preluare bună și atât foarte puternică în această fază, Tonia. Corduneanu iese de acolo și iese deposedată 3 contra 2 pe acest contraatac. Să vedem continuarea, dacă e offside, e offside, se ridică de la margine. Fanionul Ciolacu era cu mâinile sus, pe cealaltă parte cerea insistent mingea. Da, e o jucătoare căzută pe gazon. Cred că e vorba de Crețoiu, dacă bine văd. Într-o 83, da, probleme la spate. Pentru jucătoarea celor de la Heniu. A putea rămâne Clujul cu un singur gol primit în aceste etape de început ale sezonului. Spuneam de meciurile ce s-au disputat astăzi. Baia Mare, fair play, joc cinstit, Poli Vașaș, Piroș, Lady Târgu Mureș, Alexandria Galați, Banat Girls Târgoviște. Hai,
Baia Mare va juca cu Olimpia Cluj pe 3 și este un nou gol. Ciolacu reușește să scrie și ea, se face 3-0. Zona Olimpia Cluj va juca la Baia Mare pe 3 noiembrie. Dar în Șeprândul Burgăului va juca cu Fair Play București pe 7 noiembrie. Dar vedem aici un scor de neprezentare, practic. Aici le vedem faultul. Și execuția lui Ciolacu în preluare bună în careu și apoi șut ce o învinge pentru a treia oară pe Margarita Panova. 3-0, minutul 85. Suntem în ultimele 5 minute, dar acum chiar că e nevoie de o minune. Cu toate că, practic, diferența nu a fost atât de mare cum arată scorul, dar foarte eficiente jucătoarele Clujului, cam la orice ocazie, cam la orice șut pe poartă a fost gol. N-au ratat de multe ori. De partea cealaltă, au ajuns de vreo 3-4 ori în careul advers cu posibilități de a înscrie Heniu, dar au ratat cel puțin până în acest moment de fiecare dată. Încă o șarjă ofensivă, iese Panova, e poarta egoală, e 4-0, gol reușit de Cluj, după ce Panova iese dintre buturi și o vedem și pe Carmen Marcu înscriind. Se dezlănțuie Clujul pe final de meci. Intervenția ratată a Margaritei Panova, iată dezamăgire în... în tabăra celor de la Heniu. Aici neînțelegerea dintre Merlan și Panova. Mincea rămâne acolo la care duce scorul la 4-0. Sârbovan șutează spre poartă, un șut pe lângă, nu e nici măcar lovitură de colț. Ultimele 3 minute ale acestei confruntări, să vedem câte minute se vor arăta de la margine până Zariu. Și cu numărul 77 e vorba de Iancu Florentina, vor intra la Cluj. A ieșit Roxana Mirea, jucătoarea cu numărul 10. Și Carmen Marcu, autoarea golului de 4-0. Nu se dau minute și acestor jucătoare tinere. Zariu are 15 ani, 16, în timp ce Iancu are 17. Este o jucătoare foarte, foarte tinere în tabăra Clujului, capătă experiență împotriva unui adversar aprig. Am putea spune. Dar seria victorilor continuă pentru Cluj. O singură echipă a reușit să înscrie în poarta Clujului. E vorba de Poli Timișoara. Politehnica Femina Timișoara. Cea care a preluat locul celor de la Fortuna Beci Crăcnic, rebranduit clubul și mutat în Timișoara. Joacă pe stadionul Știința din nou, pasă în spatele liniei de fundaș. Clubul din Timișoara rebranduit, mutat ca secția clubului Poli Timișoara.
Lacul n-a reușit să țină de minge, apoi pasă dată tare. Iată, triunghi de pase, cu minge ce ajunge la Pânzariu. Ultimul minut de joc, vom vedea câte minute de prelungire se vor arăta de la margine. Scor dur. Cu două goluri marcate pe final de meci, poate un 2-0 ar fi arătat mai aproape de realitate. Așa e un scor foarte dur pentru Cluj, o faultă în atac făcută asupra Margaritei Panova. Taburi acolo, cu dragul numărul 7. Deci, nu e chiar, da, 3 minute se arată de la, din partea arbitrului Hunedorean Raul Sebastian Băderău. Dar încă 3 minute din această partidă. Victorie concludentă pentru Olimpion Bistrița de Cluj. Încearcă Heniu să înscrie golul de onoare. Ultima întâlnire dintre cele două formații aici la Iclod a fost un 10-1, dacă bine țin minte. A fost de asemenea o partidă transmisă în direct pe pagina Legii Feminine de fotbal. Da, 10-1 într-adevăr. În partida retur era 6-1 pentru Cluj. Și iar a fost și acel meci din cupă. În finala cupei disputată la Arad, pe stadionul Francis Van Neumann, a fost 1-0 după prelungiri, prin minutul 117, dacă țin bine, 114, Ciolacu reușea atunci să înscrie și să ducă trofeul în vitrina clubului clujan. Un meci foarte bun făcut atunci de Heniu, care s-a apărat exemplar. Suntem în ultimele 30, poate 40 de secunde ale acestei confruntări, 4-0 pentru Olimpia. La etapa următoare, Clujul joacă la Baia Mare, în timp ce Heniu Prundu Burgăului joacă în București cu Fair Play Joc prin Stiț. Este etapa cu numărul 8, dar până atunci vă spuneam etapa cu numărul 5, o restanță pe care Clujul o va disputa pe stadionul din Comuna Recea, acolo unde sezonul trecut evolua echipa din Liga Secundă, acolo unde a mai evoluat și Minaur în Liga 3-a. Și se aude fluierul de final al arbitrului, 4-0 pentru Olimpia. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru această transmisiune. Rămâneți în continuare pe pagina de Facebook a Legii Feminine să urmăriți și să aflați toate noutățile din fotbalul feminin. Toate cele bune de aici de la Iclod. La revedere!